Universe Podcasts. Am decis conștient, viața este o armonie, viața este un poem de iubire, am numit. A fost o zi, un moment în care am zis, ok, bun, cu toată nebunia, cu tot balamucu, eu astăzi aleg să fiu fericită. Tu, în interior, să nu mai fii în luptă cu nimic, să nu mai fii în luptă cu viața. Și în momentul în care ales să fii în armonie cu viața, efectiv se face lumină. Eclipsa aduce o energie foarte, foarte puternică. Noi, în astrologie, le mai numim și momente de regenerare sau corecție, pentru că au legătură cu partea aceasta karmică. Într-un an avem în medie cam 4 eclipse și de fiecare dată, dacă noi suntem prezenți în viețile noastre, se întâmplă lucruri. Facem legătură, corelație între evenimentele care ni se descarcă. În perioada aceasta, noi cu noi, să fim sinceri, să facem alegeri. În momentul în care vom alege să fim fericiți și autentici, sinceri cu noi, În acest coridor al eclipselor vedem și foarte multe relații care se pot corecta în cazul în care nu au fost strălucit manageriate la nivel emoțional. Marea majoritate a relațiilor noastre sunt relații karmice. O eclipsă poate fi asociată cu mâna destinului? Da, este momentul în care creatorul intervine. Astrolov cu Lavinia Badea, un podcast Zooniverse. Bun găsit, dragii mei, bine v-am găsit din nou la o ediție acestui minunat podcast. Vă zic că e minunat pentru că așa îmi spuneți voi în privat și vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile și pentru mesajele drăguțe pe care le primesc și pentru că toți suntem în coridorul eclipselor, am simțit nevoia să abordăm acest subiect, să nu-l las să treacă pe lângă noi, pentru că e foarte important. Ca atare vom vorbi foarte mult despre eclipse. Lângă mine se află Cristina Melinte, astrolog. Îți mulțumesc frumos, Chris, că ai venit. Mulțumesc, Lavinia, pentru invitație și mă bucur extraordinar de mult să ne întâlnim. Am senzația, îmi vine să spun, să ne reîntâlnim. Chiar dacă noi în planul acesta nu ne știm, am o senzație de familiar, de reîntâlnire, ca și cum ne știm dintotdeauna și practic acum ne-am reconectat. Curge o energie foarte faină, foarte frumoasă și mă bucur să fiu aici alături de tine și simt așa ca o mare familie și încă o dată bucuria reîntâlnirii, îmi vine să spun. Chiar dacă fizic este pentru prima dată când ne vedem. Spune cum simți, pentru că eu întotdeauna fac ceea ce simt, tocmai ca să merg pe ideea asta, eu nu am regrete, n-am de ce să regret, tocmai pentru că eu am făcut de fiecare dată ceea ce am simțit, mi-am asumat, așa că bine ne-am reîntâlnit ca suflete, dacă în existența actuală ne știam, poate trecător din mediul online și încă ceva drăguț să le spunem celor care ne urmăresc. Am stabilit tema aceasta de discuție pe zona asta de eclipse, care ție ți-a venit așa super mega natural, cum de altfel și mie. Noi nu ne-am vorbit de mult timp, adică de câteva zile, de 2-3 zile am povestit un telefon foarte scurt și s-au legat lucrurile foarte natural, firesc, fără să fie nevoie să stăm să dezbatem subiectele. Așa că, uite, vezi, ne-am reîntâlnit în energie. Da, care a fost magia și care este magia reîntâlnirii, fără ca noi să știm în conștient, atât eu cât și tu, am discutat mai devreme, suntem născute pe eclipsă. Da. Eu pe o eclipsă aproape, în apropierea unei eclipse de soare și înțeleg că tu în apropierea unei eclipse de lună. Da, da. Ei, da. Și ce să vezi, ambele născute pe energia eclipsei ne-a adus energia să discutăm despre eclipse. Da, 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 de nimic ce? Nu este întâmplător și dacă ne lăsăm conduși de ceea ce simțim, întotdeauna vom ajunge acolo unde trebuie cu mult mai mare ușurință și naturalețe în fond și la urma urmei și plecăm de mână în călătorie și așa că pornim așa lent, frumos și să le spunem celor care ne urmăresc ce este de fapt o eclipsă din punct de vedere astrologic. Da, acum din punct de vedere așa ca la manualul de astrologie, probabil cu toți am citit, am studiat, dacă nu aflăm, că o eclipsă înseamnă fie o lună nouă care se formează în apropierea nodului lunar, fie o lună plină tot așa în apropierea nodului lunar, nodul sud.
Așa, la prima vedere, n-ar însemna mare lucru, însă eclipsa aduce o energie foarte, foarte puternică. Acum depinde și de contextul, ce planete mai sunt implicate în acea eclipsă și întotdeauna eclipsele sunt în pereche, sunt două câte două, pentru că în fiecare lună avem o lună nouă, o lună plină și în momentul în care luna nouă vine la pachet cu luna plină și activează fie nodul sud, fie nodul nord. Într-un an avem în medie cam 4 eclipse și de fiecare dată, dacă noi suntem prezenți în viețile noastre, se întâmplă lucruri. Asta dacă avem și stare de prezență și cumva facem legătură, corelație între evenimentele care ni se descarcă. Și mai mult decât atât, îmi dau seama și conștientizez, cred că astăzi a fost conștientizarea la discuția cu tine, ce înseamnă să fii născut pe eclipsă. Era o informație pe care eu în harta mea natală nu am dat mare importanță. Mi s-a adus în conștient și în momentul în care mi s-a adus în conștient, am înțeles profunzimea eclipsei, chiar dacă poate în momentul acesta nu pot să descriu atât de bine în cuvinte. Eclipsele sunt culoare energetice de o anumită intensitate. Fiecare le simțim diferit, acum și în funcție de harta natală, ce activează, este cumva și o poveste a fiecăruia în funcție de tranzitul, de culoarul energetic pe care venim. Zic eu la reîncarnare. Dar putem să spunem oricum, suntem aici și acum. Da, este important să știm că atunci când au loc aceste eclipse, deci practic soarele sau luna în apropiere de nodurile lunare, fie nodul nord, fie nodul sud, noi în astrologie le mai numim și momente de regenerare sau corecție, pentru că au legătură cu partea aceasta karmică. Nodul nord și nodul sud au o greutate mare din acest punct de vedere. Și acum te-aș întreba, crezi în treaba asta că atunci când avem evenimente în apropierea eclipselor, vine viața practic și te corectează, te duce mai mult către tot ceea ce înseamnă drumul tău, destinul tău? La mine este mai mult decât cred, că la început am luat informația ca atare, zic ok, luăm informația, mie îmi place să analizez, să studiez, să observ, să cercetez. Și viața până în momentul acesta, prin observație, mi-a arătat că da. Și nu numai, cum să spun, eu cu mine, eu în viața mea și cei cu care lucrez de atâtea timp, oameni care vin în consiliere și în momentul în care conduc un om într-o călătorie în spate, în timp, abia atunci, pe măsură ce o pune întrebări, el își dă seama și conștientizează și de foarte multe ori, fără ca omul să știe că eu pun ce s-a întâmplat în preajma, zici, cu tare lucru. Și din nou îmi dau seama că sunt acele evenimente care nu mai stau în puterea noastră, sunt dincolo de voința noastră, de ceea ce noi vrem. Efectiv, cum ai spus și tu, vine, îi spun Dumnezeu, Creatorul, Universul, fiecare cum este confortabil, vine și corectează, reglează totul, după părerea mea, este pentru binele suprem al nostru, pentru că suntem într-un proces de evoluție. Și acolo, poate, uneori unde noi nu ne facem treaba, vine și se corectează. Acolo unde ne facem treaba, adică nu facem alegerile corecte, nu facem ceea ce simțim, ne punem limite, ne autosabotăm, practic facem ceea ce ni se spune din altă parte, poate acționăm cu ego-ul și partea aceasta de a menține cumva aparențele și nu vrem să fim conectați cu interiorul nostru. Acum, a fi conectat cu interiorul nostru este o mare provocare, pentru că, să fim sinceri, puțin dintre noi suntem conectați cu interiorul nostru. Inclusiv eu am trecut prin perioada în care nu am fost conectată și am văzut cum a fost viața. Am și perioada în care am ales conștient să rămân conectată cu ceea ce simt și este într-adevăr o foarte mare provocare, pentru că de foarte multe ori există o mare discrepanță între ceea ce simți la nivel interior și ceea ce îți aduce, mă rog, ca și informație minte, analitică, și se produce un conflict extraordinar de mare între ceea ce simți la nivel de suflet și ecuația logică, pragmatică pe care ți-o aduce mintea și mintea îți dă o soluție și sufletul zice, stai că nu e așa. Am experimentat așa, mi-a fost mult mai bine când mi-am dat voie să curg cu fluxul.
Și când faci o dată de două ori, vezi că lucrurile ies bine, cumva capeți încredere. Și ai încredere și te încredințezi. La mine așa a fost și de asta spun, când nu ne facem treaba, da, avem așa, ne place zona de confort, avem așa tendința, că așa e natura umană, să amânăm lucrurile, suntem învățați prin tipare, că tot vorbim așa despre transgenerațional, despre, da, prima dată gândești, apoi acționează. Este o mare provocare să fim aliniați și să ne dăm voie să facem conform a ceea ce simțim. Da, așa este și cred că toți oamenii experimentează latura asta și de a lucra mai mult pe partea mentală și a integra mai greu și partea emoțională, mi s-a întâmplat și mie. Și automat, dacă nu mi s-ar fi întâmplat, n-aș fi ajuns în punctul în care sunt acum, pentru că n-aș fi putut să fac diferența. Și de cele mai multe ori, cum spun eu și în consultații, măi, fă-ți alegerile în acord cu ceea ce simți, ca apoi să nu te plângi, să spui, ei, așa a fost soarta, ok, ai tu acolo o linie de destin, e un fir invizibil pe care îl urmezi, dar mai poți și tu în cele din urmă să-ți folosești liberul al arbitru atât timp cât ți se și permite, pentru că unora li se permite mai mult, altora un picuț mai puțin și apoi ajungi și pe coridorul eclipselor când o să vină un moment dintre ăsta mai intens și vine viața și te ia de pe drumul pe care ești tu și te pune pe cu totul și cu totul alt drum și zici, măi, dar de ce mi se întâmplă mie? Ca să te trezești, ca să lucrezi frumos și să evoluezi, că suntem pe pământ și aici sufletele noastre învață, evoluează. Sunt lecții grele în unele momente pentru unii, dar sunt foarte prețioase și cred că le putem privi prin perspectiva asta de hai să le luăm și ca pe oportunități, nu neapărat să le dramatizăm. Da, îți dai voie să plângi o zi, două, trei, dar în cele din urmă te apleci și asupra părții ăstea de a acționa. Și ca atare vorbim de coridorul eclipselor, am avut o eclipsă acum aproape două săptămâni, da? La 20 aprilie. Da, 20 aprilie. Cât să fie? 3 săptămâni aproape și urmează acum imediat o eclipsă lunară. Cum ai simțit o eclipsă din 20 aprilie personal? Ai observat ceva aparte în viața ta, în viața celor dragi, dacă ne poți da niște exemple sau te duce gândul la ceva anume? În primul rând, eclipsa din 20 aprilie, eu nu sunt un astrolog care să deschid cu mult înainte. Eu le iau așa pas cu pas, intru în energia momentului și le iau așa pas cu pas. În momentul în care citeam că oamenii încep să simtă tot felul de energie, se întâmplă tot felul de lucruri cumva în aprilie, zic ok, în aprilie este eclipsă, dar cum o fi oare aspectată eclipsa asta? Și abia în momentul acela, asta se întâmpla prin luna februarie, am deschis harta natală eclipsei. Automat ca astrolog te impactează când vezi gradul 29 și 50, când mai vezi și un Pluton vărsător la grad 0 care face cuadratură cu eclipsa. M-am conectat energetic acolo, pentru că prima dată a fost informație mentală. Da, este ceva cu greutate, este ceva care spune că e ceva deosebit, e ceva cu greutate. Regenerăm, dăm un restart, un refresh, trebuie să scoatem partea de hai să facem, hai să ne adunăm, dar înainte să ne adunăm trebuie să dărâmăm ceva. Da, și am simțit eclipsa din 20 aprilie cu atât de multe marcaje pe berbec, acolo am avut și Jupiter în berbec, a mai fost și un Chiron în berbec și toată povestea eclipsei. Am simțit ceea ce se numește berbecul la vibrație înaltă, curaj. Exact ce spui tu, curajul este o energie și ca să ajungi să manifeste energia curajului trebuie să cureți straturi, pentru că conform piramidele conștiinței, curajul este un nivel, e un nivel de conștiință și degeaba îi spui omul ai curaj. Dacă noi ca oameni nu am atins acel nivel de conștiință, nu prea avem ce cura să manifestăm, că mai degrabă manifestăm impulsivitatea berbecului, ne aruncăm așa cu capul înainte, așa ca un copilaș din ăla cum este berbecul. Am simțit că ai avut curaj. Nici nu știu, a fost ca un moment în care am lucrat mult, mult mai mult cu mine. Mi-am luat așa din nou la purificat, la curățat aspecte care mi-au ieșit, mi-am și dat voie să-mi iasă aspecte și am înțeles că indiferent cât am aștepta să se întâmple ceva pe un moment astrologic, fie că e eclipsă, indiferent
cum e aspectat eclipsa, ține de noi. Și am înțeles, cel puțin așa am decodificat eu, eclipsa din 20 aprilie, ca și cum a vrea sau a nu vrea, asta face diferența. Și am ales încă o dată, conștient, vreau. Acum unde o să mă ducă acest vreau, am mare încredere că spre binele cel mai înalt. Dar a fost o alegere conștientă de a spune vreau. Foarte frumos, pentru că berbecul vorbește despre eu sunt și îți integrezi partea de eu vreau. Personal am resimțit eclipsa foarte frumos și foarte intens. Chiar vorbeam pe diverse grupuri pe care le-am cu gașca mea pe WhatsApp și le spuneam fetelor că eu sunt foarte energică. Deci mie mi-a dat o vibrație atât de înaltă și atât de frumoasă și am simțit că am curaj, uite cum spui tu, să încep proiecte noi, să spun da mai multor lucruri, dar nu doar că am simțit că pot în acel moment să fac lucrul ăsta, m-am bucurat și m-a și surprins, mă gândeam, măi, unde vine și la mine eclipsa să facă un pic de ordine? Dar uite că n-a fost nevoie, pare că am trăit conștientă, sper că nu e doar pare și că am făcut niște alegeri bune. Și dragilor, dacă vreți să vedeți unde v-a influențat sau unde s-a simțit această energie a eclipsei pentru voi, trebuie să vă uitați acolo unde aveți casa berbecului, în harta natală. Și practic, mergând pe firul apei, ajungem la o eclipsă lunară, acum în câteva zile. Da. Și hai să povestim, ne aplecăm mult asupra a ce va urma și discuții la modul general pe eclipse, dar am vrut să introducem puțin această energie pentru că suntem totuși în acest coridor foarte important. Când vorbim de coridor, vorbim de o încărcătură energetică mai mare, mai greoaie și avem și avem o influență mai mare a acestor evenimente. Trebuie să ne uităm 6 luni în urmă, 6 luni după, să le despicăm un pic evenimentele și fiecare face lucrul acesta cu propria viață, pentru că evenimentele nu sunt evident asemănătoare. Cum percep tu următoarea eclipsă? Scuză-mă că te-am întrerupt, dacă vrei să adaugi ceva, te rog. Da, vreau să spun ce frumos curg și ce corelație, pentru că inclusiv aseară am stat, din nou mi-am reanalizat, am luat așa la analiză evenimentele care au avut loc am avut 8 noiembrie eclipse și 25 octombrie da. Și efectiv ce legătură strânsă sunt între ele și mi s-a părut extraordinar cum aceleași teme se reau. Asta în analiza pe care eu am făcut-o în viața mea. Așa o să fie la toată lumea. Da, chiar? Da. Dar este foarte frumos că dacă la un moment dat avem nevoie să ne înțelegem și viața și toate au un sens, însă în momentul în care te apleci așa un pic și cercetezi și poate, nu știu, și ordonezi și cauți să găsești sensul, sensul găsești și parcă și planul mental se liniștește. Da, pentru că echilibrezi latura emoțională și știi să transpui în cuvinte și ceea ce simți. Și atunci când vorbim de eclipse și în general în astrologie totul este ciclic, adică cu siguranță ne putem duce în trecut să facem niște corelații, nu cu siguranță, garantat. Puteți să vă gândiți ce se întâmpla în viața voastră în octombrie, în noiembrie și să corelați cu ceea ce s-a întâmplat acum în aprilie și ce se întâmplă acum în mai. Evenimentele acestea au legătură în sensul că poate atunci ați încheiat ceva și acum simțiți acea eliberare și sunteți pregătiți să începeți lucruri noi sau poate atunci ați început lucruri noi, dar în momentul de față universul vă transmite că e momentul să dați drumul. Depinde foarte mult de nivelul de conștiință, de experiență, de viață. Ideea este să vă corelați puțin cu acele evenimente, doar să vă puneți întrebări și să vedeți dacă găsiți corelații. Sigur le veți găsi dacă vă veți da voie, nu doar mental, cât și din punct de vedere emoțional. Și cum crezi că o să fie eclipsa aceasta? Va fi pe axa Taur-Scorpion? Da, și pentru că este o eclipsă de lună, eclipsa de lună se formează pe un moment de lună plină. Acum luna plină este ceva mai provocatoare, mai ales că avem luna Scorpion, soarele în Taur și mai avem așa soarele care este însoțit de Uranus în Taur, Mercur retrograd în Taur, ca să fie povestea completă. Și casa 12-a, unde este luna, așa ca să, pentru cine știe astrologie, deja cumva am dat tabloul. Și
în traducere pentru cei care ne urmăresc, pregătiți-vă să simțiți intens și să simțiți, nu să vedeți în cele din urmă. Și ne eliberăm pentru că luna Scorpion, luna care este asociată cu emoțiile, cu partea psihică, nu psihică, cu partea emoțională, da, și subconștientul. Scorpionul este un semn al profunzimii, Scorpionul ne vorbește despre lucruri ascunse, pot ieși la suprafață adevăruri. Scorpionul este un semn al transformării, este alchimistul, emoțiile negative le putem alchimiza, eu îi spun din noroi scoatem aur, cum fac alchimiștii. Foarte frumos, dictonul meu este alchimia aduce magia. Da. Cred în asta. Și cu asta și lucrez, de aceea nu consider că, adică avem probleme, da, dar nu ne axăm pe ideea, avem probleme, ci hai să găsim soluții din orice situație. Înveți ceva și luna asta în Scorpion, uneori dacă nu ești atent, nu neapărat că te privează de emoții, dar nu te lasă să ți le simți, ai tendința de a le îngropa un pic. Așa că recomandăm puțin atenție la această eclipsă, pentru că s-ar putea să fie nevoie să faceți un pic de ordine, dar să nu știți de unde să o luați, ce înseamnă această ordine, pentru că vorbim și de casa 12-a. Da, Scorpionul este un semn al profunzimii și uneori, pentru că nu prea am fost noi învățați să fim în contact cu emoțiile noastre și când vine luna în Scorpion și pe moment de eclipsă și casa 12-a, cumva nu suntem pregătiți să intrăm în contact cu acele emoții care ne pot fi răvășitoare, foarte, foarte puternice. Și exact cum ai spus, le mai băgăm încă un pic sub preș, pentru că probabil că nu avem încă curajul de a intra în contact cu ele, nu ne luptăm cu ele, intrăm în contact cu ele și le alchimizăm, combustibil pentru a zbura. Cred că vorbim despre vulnerabilități. În momentul, să lucrăm cu partea asta vulnerabilă și să îți pui întrebări. Măi, care-i punctul meu sensibil? Care-i călcâiul lui Ahile pentru mine? Ce mă doare pe mine în acest moment? Pentru că totuși vorbim de un moment prezent, dar e o eclipsă în momentul actual. Și acolo partea asta de curaj pe care am avut-o de la eclipsa trecută, fiind într-un coridor, o poți alchimiza, cum ziceai și tu, și poți să ajungi să-ți recunoști tu ție. Nu trebuie să spui nimănui, nu trebuie să te deschizi neapărat, mă duc să mă sfătuiesc sau să mă spovedesc, dar dă-ți voie să intri în contact cu partea asta de emoție, pentru că nu o să fie foarte ușor, dar este revelator în cele din urmă, dacă îți vei da... Este magic. Voie. Da, magie. E magie. Știi, Lavinia, aseară, înainte de culcare, am zis, ok, vreau să mă conectez profund, să intru profund, vreau să simt energia Scorpionului la mine foarte mult pe simțire. După ce mental am înțeles niște lucruri, zic, ok, acum vreau să simt, vreau să intru acolo. Și mi-am dat seama cât e de magică energia Scorpionului, care înseamnă magnetism, înseamnă magie, dar acea magie frumoasă și ce putere. Scorpionul înseamnă este energia care întotdeauna supraviețuiește, pentru că găsește resurse interioare. Se regenerează, da. Și apropo de că nu trebuie să recunoaștem nimănui decât noi cu noi, Scorpionul este asociat și cu manipulare, dar ce să vezi că atâta timp cât nu ne recunoaștem noi nou, noi pe noi ne manipulăm, că despre noi este vorba. Și mă gândeam aseară, wow, cât ne-am manipulat noi pe noi. Ceea ce spuneam mai devreme, o să-ți spui că așa a fost soarta. Nu, n-a fost soarta, așa ai ales tu, pentru că n-ai vrut să vezi realitatea așa cum a venit ea către tine. Eu sunt foarte prietenă cu această energie a Scorpionului, am un pattern foarte puternic acolo, nici n-aș fi făcut astrologie fără această energie, recunosc, și îmi place să merg în profunzime, adică lucrurile astea superficiale, am înțeles de mult că sunt... trecătoare, așa, nu te ajută cu nimic în cele din urmă și ca atare trebuie să mergi să sapi și să dai și noroiul la o parte, să ajungi la aur, aurul fiind până la urmă eu așa cum simt că trebuie să fiu. Și tot vorbind despre eclipsa, crezi că va fi și un moment care ne va da voie să ne regenerăm, dar la nivel
global, să zicem așa, din anumite puncte de vedere, când vorbim totuși de axa Taur-Scorpion, pe zona asta de relații, adică facem curat și în zona de relații, vorbim și de gelozie și de posesivitate, vorbim despre resurse, despre ce crezi că ar fi mai mult? Acum depinde, cred că la fiecare în harta natală ce case activează, însă toate au legătură și resursele și relațiile, pentru că Scorpionul, dacă nu suntem vindecați, energia Scorpionului vine și cu posesivitate, și acele relații pe care le numim toxice, Scorpionul este asociat și cu victimizarea la nivelul umbrei. Da. Și văd mai degrabă o curățenie, o curățenie profundă la nivel subconștient și unii dintre noi efectiv poate alegem să renunțăm la tot ce ne-a produs suferință, pentru că Scorpionul este acea otravă și de fapt ceea ce oamenii numesc relații toxice, toxicul este în noi, nu în relație. Relația este, da? Dar dacă noi o simțim toxică și cumva și aici, deci eu le văd așa acumulate, am luat-o la nivel de arhetip, pentru că Scorpionul înseamnă și o travă, apropo de relații, tot aud relații toxice, că ieși din relație, că e toxică, și ce să vezi, ieșim dintr-una toxică ca să intrăm într-una și mai toxică, pentru că o travă este în noi, așa văd, inclusiv este despre valoare, valorizare. Zâmbesc pentru că văd lucrurile fix ca și tine și unii oameni, mă rog, merg cu latura asta, domne, hai să încheiem relațiile că sunt complicate, dar poți să închei cât de multe relații îți dorești, că e de prietenie, că vrei să închei o relație de familie cu un văr, o rudă, cu cine vrei tu, nu poți să fugi de cine ești tu în cele din urmă. Și ca atare, cum ziceai și toxicitatea, poate fi de fapt și noi, pentru că nu ne știm valorile, nu ne știm vulnerabilitățile, nu știm ce să protejăm, nu știm ce putem tolera. Când vorbim de a fi cine ești tu și a face lucrurile așa cum le simți, vorbim în cele din urmă despre ce poți duce și ce nu poți duce. Da, și efectiv o asumare, pentru că pe 20 aprilie am avut acele marcaje pe berbec, eu mi-asum, exact cum ai spus, mi-asum și ce pot și ce nu pot. Și eu sunt ceea ce pot, da, și ce nu pot. Da. Nu poți să faci ce te gândești că vrei, dar în cele din urmă tu nu ai ca și resursă să aduci și să, poate nu în momentul ăsta, poate o să poți la un moment dat. Iar de partea aceasta de resurse, totuși Taurul vorbește despre valorizare, despre resurse. Nu doar pe zona financiară, cât pe zona asta de... Hai să o ducem mai mult pe zona de relații, discuția în momentul de față, dar cred că în acest coridor al eclipselor vedem și foarte multe relații care se pot alinia, da? Se pot corecta în cazul în care nu au fost strălucit manageriate la nivel emoțional. Ți-ai spus una, dar de fapt era... Da, alta. Bine, eu acum tot așa, stând așa zilele astea de când am primit invitația, am zis, mai hai să intru și mai în profunzime, mai pe planeta Pământ, relațiile au fost așa de dominare, care pe care ne-am manipulat unii pe alții. Și mai s-ar putea să vină eclipsa asta, să ne ridice volul, să zicem, eu nu mai, fiecare să ne... Fiecare. Cine alege să spună, uite, nu mai vreau să mai mă manipulez, nu mai manipulez nimic, da? Și efectiv, la un nivel conștient să dăm drumul acelei energii și dintr-o dată să se elibereze relația. Pentru că acum, dacă suntem sinceri cu noi, hai, nu zic în unele relații, ca să folosesc așa, unele relații, sunt relații bazate pe posesivitate, pe manipulare, pe dominare, pentru că Scorpionul are așa magia, are farmecul, magnetismul, discutăm despre energie sexuală, energia Scorpionului și cumva în zona de relații, cumva aici am văzut eu ca o eliberare, când noi ne trezim așa într-o bună dimineață, zicem, mai știi ceva, gata, eu știu cine sunt, sunt, aleg să fiu bine cu mine, nu vreau să mai mă otrăvesc și eu aleg să duc energia Scorpionului către altceva, către, cum spuneam... O dorință. Da. Pentru că Scorpionul răspunde și de partea aceasta de dorințe. Da. Și putem să materializăm această dorință într-un anumit mod.
ar mai putea fi și aceasta o variantă. Da, pentru că acea energie pe care noi o consumam în interior și ne seca acasă, facem lucrurile cum vrem noi, acea manipulare să se facă voia noastră, o putem duce acea energie, hai să materializăm. Și este aceeași energie pe care noi nu o mai ducem ca să ne autodistrugem, să ne facem viața o închină, domnule, hai să materializăm. Păi ce vreau? Vreau aia, aia, aia. Cum pot să fac să ajung să am? Eu aseamăn foarte mult la patternul acesta, arhetipul acesta de scorpion cu pasărea Phoenix. Oh, da, da, da. E fix același principiu, da. Adică fac curat, fac implozie și explodez pe undeva ca să pot să renasc din propria cenușă și ca atare această eclipsă cred că va aduce, cum zici și tu, magie, dar asta nu înseamnă că dacă noi o discutăm acum într-un mod drăguț, nu vor fi și reverberații negative, pentru că există. Partea de umbră a scorpionului, da, manipulare, da. Victimizare, dramă, drama queen, discuții intense. Bineînțeles, trebuie să ne dăm voie să trecem și prin ele și să avem curaj să le înfruntăm, că am avut o eclipsă totuși lângă nodul nord, eclipsă de soare și avem de unde să mergem cu această energie. Deci, clar, din studii și așa mai departe, momentul acesta de eclipsă, atunci când soarele și luna dispar de pe cer, sunt și momente pe care în astrologie noi le asemănăm cu latura karmică. Crezi în latura asta karmică? Lucrezi cu ea da, mult? Da, eu îi spun așa matematic, este cauză-efect, eu văd până la urmă totul în creație ca o contabilitate. Fecioara din tine, da, se simte. Da, fecioara din mine, da, ca o contabilitate, nu-i nimic patetic, nu-i nimic dramatic, este legea cauză-efect. Dacă am generat energii cu minus, automat sunt generate asumate de mine și dacă nu mi le asum, n-am pe cine păcăli, pentru că ele sunt acolo, notate în acașa noastră, în această, cum se spune, această contabilitate a creației. Automat că ele vin tot la mine în grădina mea, ok? Bine, acum pot să, în același timp să generez și energii pe plus, ar putea la un moment dat alea pe plus le alchimizează pe alea pe minus, dar întotdeauna este balanța. Da, până nu alchimizez, până nu sting minusul ca la contabilitate, ce să vezi, viața e nasoală, e într-un fel. Eu cam așa mă raportez la karma, legea cauză-efect, contabilitatea creației, cu plus și cu minus. Da, e acțiunea și reverberația sa, cu ce dai, cu aia primești, cum e dictonul acesta din Moș Strămoș. Cum ai simțit tu acest coridor al eclipsului? Te-ai apucat să faci ceva în plus, ai renunțat la niște lucruri, adică ești în lecția de curaj, dar spui da, dar ai spus și vreun nu, ai simțit nevoia să faci și curat, că era plutonul acolo totuși. Da, am spus un da și nu numai verbalizat, și în acțiune, deci eu deja... În acest moment închid un capitol legat de carieră, pentru că eu taurul l-am în casa 10-a și voi începe deja un alt capitol și deja pași cu niște specializări, cu niște acreditări, cu niște interviuri, adică este și o acțiune. Deci este atât de evident treaba asta în harta ta, dacă ne-am uitat, încât ai, cum să zic, pe lângă faptul că instinctiv simți să faci asta, zici, nu se putea să fie moment mai intens, mai prielnic, mai de bun augur, da, pentru tine. Da, și cum ai spus și tu, am simțit atâta energie și am zis, wow, e magic cum a venit, pentru că în planul ăsta fizic multe lucruri care, eu cum am avut așa parcă un surplus de energie, cumva... Parcă, cum să spun așa, parcă am simțit că am super puteri, cum spun eu, ca în desene animate, multe lucruri făcute într-un interval, una ziua are și ea câte ore are, dar nu oboseam, chiar dacă începeam ziua de vreme, foarte devreme și încheiam foarte, foarte târziu, nu eram obosită, din contră, eram încărcată parcă. Da, așa am simțit, fix așa am simțit și eu, asta încercam să spun mai devreme, că eu am simțit foarte multă energie să fac foarte multe lucruri, să mă implic și la fel, aș fi putut munci liniște oricum, sunt 15 ore din zi implicată în muncă, dar atunci chiar am resimțit-o într-un mod fain și sper să rămână în continuare.
Ok, avem practic două axe, da? Hai să le discutăm, că sunt foarte importante. Vorbim despre nodurile lunare pe axa Berbec-Balanță și Taur-Scorpion. De aproape 2 ani de zile suntem pe această axă minunată Taur-Scorpion și cu toții am resimțit această energie de autotransformare, de a renunța la victimizare, de a face lucrurile mult mai concrete. Fiecare în viața sa, la modul pragmatic, categoric a trebuit să renunțe la ceva și să își dea voie să ajungă într-un alt punct. Că era la job, că era acasă, că era pe sănătate, că era în relații, nu contează unde. Mai avem totuși nodurile încă până câteva luni, da, până în iulie. 11 iulie, da. Da, până în iulie. Suntem practic pe finalul acestui tranzit de noduri lunare. Cum ai văzut tu tranzitul acesta, nodul nord în Berbec, nodul sud în Scorpion, de când s-au mutat ele până acum și ce crezi că ne aduce acest final? Că e un moment important, e un moment... Da. E cheie care în funcție de ce vom ne aduce, vom vedea cum vom intra din 11 iulie, exact. Pentru că totul se leagă, totul este așa într-un circuit, în cicliticitate, ce să mai pune la urma urmei, nu se poate una fără cealaltă. Și în funcție de cum închidem acest ciclu, se va deschide. Facem bilanțul contabil? Da, facem bilanțul și se deschide următorul, că n-avem cum altfel. Eu l-am văzut ca pe un puternicire, exact cum ai spus, renunțăm la dependențe, renunțăm la ce și ca pe un puternicire a noastră. Știu care mi-e valoarea, sunt conștient de valoare, ceea ce am eu, ceea ce am, sunt conștient și cu ce am merg mai departe, dar îmi recunosc valoarea. O chestiune de valoare, de valorizare, de repoziționare, apropo de resurse interioare, știu, am intrat în contact cu resursele mele interioare și în momentul în care am intrat în contact cu resursele mele interioare, de aici generez resurse exterioare, nu o să mai fie, apropo de Scorpion, știi că aoleu, murim de foame, aoleu, ce se întâmplă, pe atâta timp că sunt în contact cu resursele mele interioare, eu întotdeauna de aici am resurse și de aici generez în exterior. Și materializez. Da, generez și materializez, dar de aici, din resurse interioare, aduc în materie. Și ce crize, ce frică de marea criză economică sau mai știu eu ce povești de genul acesta. Mai, ce să mai, suntem pe aceeași lungime de undă. Eu, care am nodul nord în Taur și nodul sud în Scorpion, am simțit extraordinar de puternic această perioadă, am iubit-o, iubesc, sper să rămân în vibrația aceasta și am făcut foarte multe schimbări. Adică una dintre cele mai mari schimbări a fost să renunț la partea de jurnalism și de a lucra ca și angajat într-o televiziune după 15 ani, adică cam de toată viața, cum vine vorba pe zona asta. Și m-am dedicat 100% resurselor mele interioare pe care le-am materializat și le-am adus în exterior prin a lucra cu oameni în fond și la urma urmei. Adică m-am reorientat din punctul acesta de vedere pe zona de carieră, dar a venit foarte frumos și foarte natural și mai mult de atât, nu doar că mi-am recunoscut valoarea, în momentul când eu mi-am recunoscut valoarea și am zis ok, stop, e foarte bine, hai să trec să fac altceva, hai să lucrez mai mult pe zona ezoterică, astrologică, spirituală, să-mi fac și alte proiecte pe zona de astrologie, doar pentru că eu lucram în TV, dar nu aveam treabă cu astrologia, deși practicam astrologia în paralel, mi s-a și recunoscut valoarea, pentru că uitați-mă în fața voastră pe zona asta, moderez un podcast, și fac, în fine, foarte multe alte lucruri în paralel. Deci, momentul când îți dai voie să te autotransformi și să renunți și să nu rămâi în frica de a face o schimbare, nu doar că ți duci dorința înspre materializare, dar practic am înțeles, vreau să fac altceva și m-am apucat eu să fac altceva, vin și ceilalți către tine și te vor sprijini în drumul tău. Și sunt convinsă și cunosc oameni care mai sunt în situația asta și au făcut schimbări de genul acesta în acești ani și a fost foarte fain pentru unii, pentru alții a fost perioade foarte, foarte grele, acolo unde opui rezistență și nu îți dai voie să faci schimbare, cu atât mai mult viața te va încerca, pentru că Scorpionul vorbește de puterea de autotransformare care se produce prin moarte, adică a învăța să te detașezi și să renunți ca să poți să renaști, să ajungi la a materializa ceea ce de fapt îți dorești. Da, o axă și energie provocatoare, pentru că cumva, vrând nevrând,
ne-a pus în contact cu cele mai ascunse umbre ale noastre și dacă am avut curajul să ne îmbrățișăm umbra, să privim umbra fără a ne lua la luptă, am găsit și puterea să alchimizăm. Și să știi că foarte mulți semeni și pentru mine este o mare bucurie care lucrează conștient, care sunt într-un proces de autocunoaștere, în acest interval și-au redescoperit resursele interioare, puterea personală și momentul în care au spus, acum pot, știu. Da, vine ca o chestiune de puternică conectare cu ceea ce au în ei, cu valoarea, cu comoara interioară. Și mulți dintre aceștia, ca și mine, și eu mă regăsesc, în momentul acesta sunt într-un noi proiecte, ca și cum viața înainte și după. Da, da. Înainte de nodul sub în scorpion, da, și după, da, nodul, da, sub în scorpion. O zodie extraordinar de profundă și puternică, adică e cea mai, dacă putem să spunem, cea mai, da, pe latura asta de profunzime, adică forța pe care o are la scorpionul e plus mare. Că a adus o lentoare, că nu e următoarea axă, nu avem pe semne cardinale, deja vedem, inițiem, vedem acțiunea, mișcarea, aici așa în suc propriu. Da, ca pas de furnică, când mergem către nodul nord în Taur și către partea de materializare, presupune foarte multă muncă și foarte mult efort, că nu degeaba muncesc eu 15 ore pe zi de ani de zile. Îmi place, da, nu e o problemă asta, dar e nevoie de răbdare în sensul să faci pași mici, pentru că asta e energia, adică lent, lent, calm, blând, da, cărămidă peste cărămidă, construim practic. Și ritmul, ritmicitatea, că este un ritm, un ritm al nostru aliniat cu ritmul creației și să ne armonizăm cu ritmul, ca să fim în armonie, în acord. Da, în acord, pentru că altfel, mă rog, lucrurile sunt un pic mai grele, mai greuțe. E înțelept să fim în armonie. Armonia noastră interioară cu armonia creației, îi spun eu. Nu spun univers și știi de ce nu spun univers? Pentru că am avut odată o discuție cu cineva și mi-a spus așa, păi bun, univers, dar știi că nu e decât tu spui ce, universul, dar știi că da, posibil să fie mai multe. Tu îți dai seama că așa acel univers face parte dintr-o creație? Adică aveam cumva, am înțeles că în momentul în care spun univers, cumva mă limitez și m-am dus dincolo de univers și am spus creație. Ce frumos! Așa a venit la mine informația, nu știu dacă, nu e numai plastic, o și simt. Și din momentul acela nu am mai folosit cuvântul univers, am spus creație. Mi s-a părut mult mai profund, mult mai larg. Și rezonezi mai bine tu? Rezonez mai bine și am simțit cumva energetic că am spart niște limite, niște bariere. Spuneam, sunt parte din univers, continuând în tot universul. După care a fost conversația asta și bă, dar sunt parte din creație, pentru că creația are, nu are decât un univers la care eu mă gândesc, e mult mai vastă. Și am încadrat-o în creație, cu creator. Fără limite. Da, fără limite. Deci am simțit în momentul acela, prin această conștientizare, că am mai depășit, mi-am mai depășit o limită, o barieră. Ce frumos, uite, o să mă gândesc și o să reflecte și eu la... A fost o conversație care m-a adus aici. Și nu a fost întâmplătoare, deci categoric trebuia să rezoneze cu tine undeva. Și acum mai avem încă două eclipse, în afară de cea care va avea loc în 5 mai, în octombrie. Da, uite, o să mă uit, am scris aici, avem pe 14 octombrie, ca să nu încurc, da, aici. Și a doua și la pe final. Da, la final, 29 octombrie. La finalul lunii octombrie, da. La finalul lunii octombrie. Da, și avem pe 14 octombrie o eclipsă de soare și la final de octombrie avem o eclipsă de lună și deja suntem pe axa relațională, dar eu văd așa relația. Berbecul, eu sunt, balanța, tu. Noi în oglindă, partenerii sunt oglinzile noastre și de asta spuneam eu că, bun, dar ce să mă supăr pe partener, că el îmi oglindește ceva din mine și nu-i mai bine să întorc eu oglinda către mine. Da, să iei de la el fix acolo unde te oglindește și unde nu-ți place, să te cercetezi, să zici, ok, de ce nu-mi place? Înseamnă că eu conțin lucrul ăsta și categoric și eu îl manifest la rândul meu într-o altă relație, sub o altă formă. De foarte multe ori vorbesc despre, cum să spun, eu cu mine, mi-am
dat seama cât de subtilă e energia și cum nu ne dăm seama. Păi, asta înseamnă să fim uneori deconectați de propria persoană, din păcate, pentru că avem momente oricât de spirituali suntem și avem și noi momente, suntem oameni, obosim, nu avem chef și așa mai departe. Important e să nu trăiești acolo, adică să nu rămâi în deconectare, să trăiești în conectare cu esența ta divină. Da, și frumusețea a fost când la o consiliere astrologică, pentru că da, eu îmi fac consiliere astrologice, de ce? Pentru că una la mână știu că toți colegii mei astrologi vin să aducă plus valoare și ceea ce, clar că e un hartă, nu văd decât așa, o, cum se spune, o frântură, un culoar, fiecare dintre noi venim, e ca și cum fiecare vede câte un culoar, câte un, așa și cam și împreună cumva, nu știu, se creează, eu spun acele 360 de grade. Da, cumva, înțeleg ce spui, pentru că nici eu nu văd ca tine lucrurile și nu le simt ca tine, plus că eu primesc anumite mesaje, tu primești altele, de foarte multe ori lumea vine într-o consultație cu o idee, uite, azi vreau să vorbim despre relații și discutăm și despre relații, evident, dar eu o să văd în harta ta o altă informație pe care tu trebuie să o primești în acel moment, care precede mai degrabă partea asta relațională și trebuie să înțelegi că uneori primești niște mesaje. Adică nu uneori le primești când trebuie, trebuie doar să fii deschis să le integrezi și ca atare la un astrolog vei înțelege un lucru, la un alt astrolog poate îl percepi din alt punct de vedere și așa mai departe, pentru că suntem oameni diferiți, suntem entități diferite, le simțim lucrurile diferit. În cele din urmă, evident că n-au cum să se bată cap în cap informațiile, ci ele trebuie să adunate și făcute ca un puzzle. Acum fiecare face cum simte și eu mereu am recomandat lucrul acesta, dar cred cu tărie în lucrul că omul când vine într-o consultație, indiferent ce astrolog ar fi, primește informația de care el are nevoie în momentul acela, asta mai presus de orice. Ce alege să facă cu acea informație și cum o leagă pe mai departe, bineînțeles că îi revine lui această sarcină. Și na, un om spiritual o va lega frumos, că e bine, că e mai greu, va ajunge să o folosească pentru că a plecat totuși într-o călătorie de trezirea conștiinței și a se apropia de latura spirituală. Și voiam să povestim și să legăm frumos așa informațiile că, ok, am avut o eclipsă solară, avem o eclipsă lunară, nodurile se vor schimba în iulie și apoi mai avem, bineînțeles, două eclipse. Hai să povestim puțin despre și despre energia aceasta pe axa 1-7, berbec, da. Taur, care ne duce către povestea eu, tu și noi, plecând de la eu, mergând la tu, la noi, cum facem, cum gestionăm, zine tu. Da, și ce frumos este dansul acesta, eu, tu, și după ce am armonizat eu și tu în oglindă, cum noi mergem frumos de mână și construim. Dar până să fim noi, e eu, tu care mi oglindești, este un proces. Este un proces care presupune introspecție, care presupune sinceritate noi cu noi și presupune, de asta spus, a renunța la acea manipulare ca să pășim frumos pe următoarea linie de destin, axa relațională. Și curat. Curat, curat, da, fără toxic. Da. Să scoatem toxicul din noi. Da. Cred că eclipsa aceasta lunară e așa un final, un hey rup de a ne pune față în față cu niște lucruri pe care nu am reușit să le înțelegem, să le integrăm, să le schimbăm, ca să putem intra mai luminați, mai curați, mai veseli, mai frumoși din iulie în tot ceea ce înseamnă relații. Bineînțeles că nu e ca și cum lucrurile vor fi foarte simple și din iulie, vai ce bine fericiți o să fim. Nu. Pentru că atunci, acum am făcut curat în tot ceea ce înseamnă toxicitate, victimizare, automanipulare, da? Și mergem către relații. Deci, ca atare, tot ceea ce am învățat în ultimii 2 ani, vom aplica strict pe plan relațional. Deci, cumva, lucrurile, dacă nu sunt echilibrate, se vor dezechilibra mai mult, dacă pot să zic așa, fără să fiu dramatică. Da, și cele două energii, energia berbecului, energia balanței și cum găsim calea de mijloc, până la urmă este efectiv de a integra cele două energii și a găsi calea de mijloc între cele două energii. Și acum ambele sunt semne cardinale la nivelul umbrei. Berbecul zice că vrea repede, n-are răbdare, nerăbdător. La nivelul darului, berbecul înseamnă
Este un lider, dar este după ce a lucrat cu el, este puterea exemplului, dar puterea exemplului fără să impună, fără să domine. Abia după aceea va fi urmat, că altfel nu prea merge. Da, nu prea funcționează și întotdeauna în relație este, sunt eu, tu și relația a treia entitate. O, ce frumos, adică... fix asta am spus și eu mai devreme, că sunt eu, ești tu, dar de fapt relația este o a treia entitate pe care nu o vedem, dar care de fapt ne dă setting-ul. Și mergând către balanță, draga Dea a căutat acel echilibru și prietenă cu partea asta de compromis, dar să vedem cât de prietenă și cât de sănătos poate fi și acesta, că în cele din urmă depinde cât de mult îl duci în extremă. Da, eu acum fiind o balanță cu multe marcaje pe balanță, numai când aud așa compromis sau voce în mine spune este nu despre compromis e vorba, haide să negociem și dacă vom găsi un numitor comun este minunat, dacă nu vom găsi un numitor comun, ca în psihologie, eu să fiu bine, tu să fii bine, să vedem unde se strică acest echilibru, pentru că compromisul înseamnă ce, hai să... Dacă într-o relație am făcut compromis, tu zici, hai să-ți fie ție bine, că din ce energie facem compromis, hai, las-o așa. Nu. Nu, acest da, hai, las-o așa, la un moment dat se va dezechilibra. Sau poți să folosești compromisul în sensul, ok, azi mergem la filmul la care vrei tu, mâine mergem la teatru, că eu vreau teatru. Da, de eu nu văd ca un compromis, eu văd altfel. Ca o negociere. Ca o negociere, da, dar să vezi nuanțe, fiecare cum vede și eu văd prin prisma structurii mele, structura mi este dată de harta natală, pentru că harta natală eu am impregnată în structura mea și noi discutăm despre același subiect, da? Adică tu vrei teatru, eu vreau film, da? Și eu nu spun că e compromis, zic, ok, bun, hai să vedem, eu să fiu bine, tu să fii bine. Ce-ți dorești tu astăzi? Păi eu astăzi teatru, păi știi că vreau și o film, când putem, că vreau și eu să mă simt bine, că te-ai simțit și tu bine și hai un pic să negociem, hai să... Diplomatul din tine vine cu soluția externă, știi cum e, te duci la balanță și vrei să-i vinzi ceva și de fapt ai plecat cumpărând. Că asta este partea plăcută pentru unii a balanței, adică eu iau așa fanii, zic hai că e drăguț. Avem toți balanță în hartă, avem toți berbec, avem toți scorpion, nu ne erijăm că eu nu sunt, ești, nu știi, dar ești, vino la o consultație să vezi unde te poți manifesta în sensul acela. Ei, și ce se vezi acolo unde ai marcaje puternice, dacă mai ai și un stel, e clar că aia ți-e temă de viață și când ți-e temă de viață îți dai seama că ai trecut prin umbră, pentru că trecând prin umbră ți-ai dat seama că nu ți-a fost bine și... Ok, ai lucrat acolo și adică la mine dacă vii cu compromis deja nu stai un pic. Hai să negociez. Sună mai bine. Hai să vedem cum o facem, pentru că important ca eu să fiu ok, tu să fii ok. La mine e treaba asta, e greu. E greu. Cam facem. Ce trebuie să facem? Trebuie să fie greu, doamne, trebuie să fie profund, că vin cu pattern-ul meu de scorpion acolo și imediat mă activez. E simplu. Nu, că nu, durează prea puțin, nu e bine. Uite, ai spus de scorpion. E o chestie fun, scorpion. Scorpionul vine și cu extremele, totul sau nimic, alb sau negru. Cumva scorpionul nu prea are nuanțe. Noroc că am și balanță în hartă. Chiar am. Și sunt așa, ok, bine, hai totuși să ducem în extrem, lucrând de atâția ani și fiind pe latura asta, îmi știu harta, vorba aia... Oricum energia din hartă țâșnește din noi, pentru că și eu am evident un scorpion într-o anumită casă, am în casa a cincea scorpionul și ce să vezi, imediat mă observ cum mă duc pe extreme, totul sau nimic, zic ok, stai un pic, că tu ești pe umbra scorpionului, respiră de trei ori, hai să vedem ce e aici. Da, da. Bun, și tu ce, cum vezi tu nodul nord în berbec la nivel general? Adică va trebui cumva să ajungem să plecăm de la... Eu sunt să ajungem să fim independenți, nu? Eu văd mai degrabă paxa asta ce urmează să se arate energetic, să se manifeste în viețile noastre ca pe o axă în care fiecare să-și găsească, cum să spun, acea autenticitate a berbecului, să fii bine. Adică ca și cum eu când vin la tine, tu să-mi spui, eu știu despre mine asta, să nu intrăm în compromis, și să spui exact până unde poți, ce poți și ce nu poți. Într-o manieră foarte asumată, pentru că berbecul este despre asumare, da, fermă și asumată.
curaj, nene. Păi curaj și o asumare. Da, eu mi-asum, eu asta pot, asta nu pot. Intru într-o... Balanța nu este numai despre relații de căsătorie, este despre parteneriate. Da, intru într-un parteneriat, domnule, contractual. Asta pot, asta nu pot. Cu clauze clare, bine definite, dar asta înseamnă, nu chestiunea, hai cum vedea noi. La mine chestia asta o vedea noi, nu prea am sună, adică hai să plecăm într-o relație, într-un parteneriat și vedem noi. Asta cum vedea noi e de la feciora din tine care trebuie cumva să facă un pic planul și trebuie să aibă și niște concluzii cu predictibilitate, cu cincinal acolo, cu lucruri. Am văzut-o mai degrabă la Vinia ca și cum, uite, eu dacă despre mine știu clar ce pot și nu pot și mi-asum și ceea ce nu pot, intru mult mai asumată în orice relație. Fie că e relație de cuplu, fie că e relație parteneriat. Când eu sunt ca o balanță de aia beată, eu nu știu că o fi, că nu o fi, că mi-o place, că nu mi-o place, eu deja am intrat dezechilibrat acolo. Mm-hmm. Și ce să vezi, că ies mai căpiată. Da, păi e normal mai... că vei primi lecții și trebuie, e firesc. Și e foarte bine să știi vulnerabilitățile, să le îmbrățișezi și să spui, da. Eu la masa negocierii am venit cu aceste daruri, pe ele le dețin, astea sunt vulnerabilitățile, minusurile, spune-le cum vrei, pot și eu mi-asum. Sau nu pot, nu mi-asum, dacă putem negocia bine, dacă nu ne dăm mâna frumos, armonios și ne găsim... în altă situație sau în alt context, când o să reușim altfel, poate, nu se știe. Da, eu văd ca și cum relații mult mai armonioase cu o singură, cu condiția să ne asumăm acel eu sunt. Eu în momentul ăsta asta sunt, da? Mâine mai vedem, dar eu acum, când intru într-o relație, într-un parteneriat, asta sunt. Pentru că energia compromisului, da, care este umbra balanței, e într-un fel. Ai experimentat-o din ce văd pe fața ta. Știi cum? Este o energie care nu duce niciunde. Este o energie care te duce în devalorizare. Este o energie în care toată lumea să fie bine. Știi, ca în fereastra Dona și ce tu să nu vezi? Mai ești. Tu nu ești. Adică tot... Adică energia adusă în exterior, toată lumea bine, tu nu ești, dar îți dai seama că nici tu în raport cu ceilalți nu ești. De fapt, nimeni nu-i bine. Exact, de fapt, nimeni nu-i bine. Da. Da. Vai, cât de frumos și cât de bine s-a potrivit discuția asta în condițiile în care tu ai un stelium în balanță. Atenție. Da. Nu știam nici ce zodie e, nici nimic. Pur și simplu cred în cutărie în momentul când trebuie să alege lucrurile și când simți să faci acel lucru. De aceea am sunat și am dat această invitație. Și uite că nici că se potrivea cineva mai potrivit ca tine să ne vorbească despre această energie a balanței, de compromis, de negociere și nuanța asta fină dintre cele două. Și mai este ceva, bine, cred că ți-ai extras tu informația, eu ca și linia destinului, nodul sud este în berbec, nodul nord este în balanță, cu aceste luni pe balanță. În momentul în care am conștientizat, a ieșit din luptă, pentru că energia berbecului vine cu competiție, vine cu luptă, viața este o luptă, o competiție. Și competiția și lupta asta se manifestă de la cele mai, cum se spune, să spun așa, banale, știi? Într-o conversație... Primul la grădi, primul la școală, primul să dea răspunsul mai rapid, primul. Domnule, să argumentezi, adică acele discuții în care, domnule, hai să-ți argumentezi, hai să-ți arăt că așa e. În momentul în care înțelegi să te duci pe viața nu e o luptă, viața este o curgere, viața este o armonie, dar asta este o energie din interior, adică tu în interior să nu mai fii în luptă cu nimic, să nu mai fii în luptă cu viața. Și în momentul în care alegi să fii în armonie cu viața, efectiv se face lumină. Dar ca să ajungi în punctul acesta să înțelegi, treci și prin niște lecții și bănuiesc că le-ai învățat lecțiile, și tu ai trecut prin ele. Lecția, cum se spune, hai să spun așa, războiului, dar este un război interior care te consumă, te seacă de energie, până în momentul, să spun, cum s-a produs switch-ul, n-aș ști să spun exact momentul, clipa, însă știu că la un moment dat, încă o dată, nu știu să spun cum, am decis conștient, viața este o armonie, viața este un poem de iubire, am numit. Ce frumos! Deci am trecut de la paradigma viața e o luptă,
viața e un poem de iubire și frumoasă. Practic, ai lucrat cu credințele tale limitative, da, pentru că da. Noi ne limităm mental. Ca să îți înțelegi, să vă înțelegeți energia berbecului, te uiți în hartă și vezi unde ai casa berbecului. Și în acel domeniu de viață, pentru că fiecare casă reprezintă un anumit domeniu de viață, tind să fii competitiv. Sau, mă rog, te uiți la Marte, te uiți unde e Marte, în ce altă casă, e guvernator oricum de acea respectivă casa berbecului din hartă, indiferent unde se află, vezi aspectele sale și cumva face sens, trebuie să facă sens unde poți să manifeste această energie. Dar întotdeauna când vorbim despre berbec, vorbim și despre balanță, pentru că cele două se completează. Eu personal recomand să ne înfruntăm sau să ne îmbrățișăm această latură opusă, pentru că doar așa ne putem echilibra. Și berbecul fără balanță n-ar putea să ajungă să-și ducă partea asta de competiție către parteneriat, în fond și la urma urmei. E o lecție frumoasă asta. Da, da. Și mă gândeam la energia berbecului, câtă energie consumăm, că o competiție înseamnă să ai energia dusă în afară. Da, să demonstrezi, da? E vorba de ego. Și în momentul în care am ales energia să nu mai duc în afară ce a făcut ălălalt, o comparație și toate cele, acea energie mi-a fost sursă de creație. Te-ai inspirat? Da, era ca și cum, ok, cine ce face nu e treaba mea, eu rămân în energia asta și eu de aici, eu creez. Ce o să iasă, nu știu, vedem, dar pe mine nu mai mă interesează ce face X, ce face Y, eu aleg să rămân în energia asta și vedem la final ce o să iasă. Dar ai pornit în drum, în călătorie. Da, eu îi spun călătoria eroului și călătoria eroului care a plecat el așa în copilărie, știi, și filmele la care ne uităm, sunt tot despre noi. Nu, mă rog, cum să spun, sunt povești care au tipare. Noi. Da, de fapt. Și în momentul în care studiezi astrologia și îți dai seama, conștientizezi că nu întâmplător nu uitam la filme în care cu haiduci și cu Ian cu Janu și povești din ăștia de haiduci și de viteșie, zic, stai un pic că este ceva cu care am venit. Rezonez, mă agață. Dar viața e despre altceva conform hărții mele, adică plec de aici, de la umbra berbecului în care suntem în competiție și am venit să alchimizez, exact cum ai spus, ele sunt complementare. Da, prima dată avem confruntarea călătoriei eroului cu umbra. Da. Da, umbra am căzut, care... mă duc la război, mai trag după mine și vreo 2-3 oameni, că trebuie să fie partea asta de război și competiție, caracteristică domnului Marte, cum îmi place mie să spun, guvernatorul berbecului, dar alchimizezi ajungând la balanță, unde primești și latura asta frumoasă a vieții. E mult de povestit și eu lucrez cu partea asta de călătoria eroului, apropo. În orice axă, în orice poveste, avem o călătorie a eroului și a oricărui arhetip. Și am vorbit despre partea de axa destinului, da, Taur, Scorpion, ne mutăm către berbec, balanță. Cum crezi că se face melanjul ăsta între cele două energii, trecerea asta? Adică ai avea niște recomandări, de exemplu, pentru oameni în momentul de față, așa, pe ultima 100 de metri, să lucreze la anumite lucruri? Acum este foarte, mă rog, important, spun eu, dar fiecare alege. Pe momentul acesta de eclipse, să fim sinceri cu noi. Decât noi cu noi. Nu trebuie să te duci nicăieri, să recunoști în fața nimănui. Tu cu tine. Și să faci o alegere. Și știi care, de fapt știu care a fost momentul în care mi-a declanșat, momentul în care am făcut alegerea de a fi fericită. Ei, și momentul în care a fost o zi, un moment în care am zis, ok, bun, cu toată nebunia, cu tot balamul, eu astăzi aleg să fiu fericită, da? Ce mă împiedică? Și efectiv, într-un moment de maximă sinceritate, am ales efectiv să renunț, să eliberez, da? Tot ce nu mi-aduce starea de fericire. Dar acum starea asta de fericire pare așa o chestie din asta filozofică. La mine mai degrabă era cu o pace interioară și, ca să revin la ceea ce m-ai întrebat, în momentul, acum, în perioada aceasta, noi cu noi, să fim sinceri, să facem alegeri. În momentul în care vom alege să fim fericiți și autentici, sinceri cu noi, eu am credința că fiecare dintre noi
vom fi purtați de această energie în călătoria eroului spre liniște, pace, armonie, într-un echilibru. Berbec, balanță, pentru că este vorba, sunt energii din noi. Categoric. Da? Și despre noi. Dacă noi suntem echilibrați, liniște și pace, indiferent unde vom merge, exteriorul nu se poată. Adică, chiar dacă ajungem, dar puțin probabil că totul este frecvență, că indiferent cum o dai, totul este o logică și, cum să spun, un algoritm divin maxim. Da. Da. Eu așa văd momentele acestea de introspecție, de profunzime, de sinceritate maximă și de a alege până la urmă, că totul. Avem liber arbitru despre a alege. Mergem la partea de eu sunt a berbecului. Cine sunt eu? Și foarte frumos, mi-a plăcut cum mi-ai spus și rezonez maxim. Măi, în momentul ăsta, ce pot și ce nu pot? Dar mi-asum și ce nu pot. În primul rând îți asum ce nu poți. Da. Și mi-asum ca să... lucrul ăsta. Da, ca să fiu ok. Pentru că altfel, în primul rând, mă mint pe mine, pun și o presiune care n-are niciun sens și am un ritm al meu. Dar astăzi nu pot. Săptămâna viitoare poate pot, dar astăzi mi-asum că nu pot. Da, și ce omul care nu se cunoaște se minte tot timpul, adică ești cel mai mare dușman. Nu te cunoști, nu ți-asumi, trăiești o minciună totală, tot timpul vei avea tendința să dai vina pe ceilalți, numai ție ți se întâmplă lucruri neplăcute și ia uite, Doamne, ce bine și drăguț e peste gard la vecinul și mai trezești și partea asta de invidie, răutate, răzbunare. Asumă-ți cine răzbunare, ești, fii cine ești. Că, da, răzbunare foarte faină a dus la fileu energia scorpionului, da. Pentru că răzbunare, acum la nivelul umbrei, cumva suntem așa în gardă, pentru că pot apărea tot felul de manifestări, semeni care nu știu ce invidii, ce răzbunări, ce... Mă rog, da, ce... pentru că trebuie să recunoaștem, scorpionul este recunoscut și pentru latura asta de umbră, că este răzbunător, dar atenție, scorpionii nu se răzbună ca așa vor ei, ci pentru că sunt călcați poate prea mult pe coadă, adică ei sunt posesivi, dar lor le place să stea foarte mult în zona de confort, acolo în partea aia lor mai retrasă. Nu e în regulă să provoci un scorpion sau un om cu marcaj puternic pe casa 8 sau scorpion, dar te așteaptă la... așteaptă momentul, te așteaptă la cotitură să o ridici la fileu. Și putem vedea în următoarea perioadă și relații tumultoase cu răzbunări, cu lucruri dificile în fond și la urma urmei. Să sperăm că nu este cazul, dar în unele momente, na, mai experimentăm și latura asta. Chris, crezi că o eclipsă poate fi asociată cu mâna destinului? Cu fraza asta? Da, este momentul în care... Creatorul intervine, ordonează așa puțin lucrurile, depinde, mai mult, mai puțin, da. Fiecare din nou este o chestiune să ne întoarcem la harta natală, pentru că, da, și cum tu știi și cum toți astrologii, aici se vorbesc generalități, categoric. Harta natală este cea care creează povestea și în consiliere, pentru că ai nevoie să întrebi, să ți se răspundă, să, da, este momentul în care creatorul intervine. Uneori, în funcție de marcaje din harta natală, simțim mai puternic, alteori poate nu băgăm de seamă, dar ceva în subtil se întâmplă de fiecare dată. Categoric. Da. Eu lucrez cu partea asta de eclipse, chiar așa le denumesc mâna destinului, mâna universului, mâna creatorului, cum spui tu. E acel moment de corecție sau de răsplat, în funcție de ceea ce ai făcut și ceea ce nu ai făcut. Dacă ai primit semnale într-un anumit domeniu de viață, că lucrurile ar trebui schimbate clar acolo, ar trebui să-ți asumi, să vii cu partea asta de curaj, să zici, ok, am înțeles mesajul, hai că mă organizez și fac o mică transformare. În cazul în care, sincer, tu cu tine într-o discuție nu ești pregătit să-ți asumi, atunci o să vină viața și te va pune în situația împlinită. Eu am o vorbă, când nu faci schimbări de voie, o să le faci de nevoie. Pentru că firul ăsta invizibil denumit destin nu există. Nu e ca și cum o să-l schimbăm. Da, noi avem liber arbitru și facem anumite schimbări, dar ne ducem prin stânga, prin dreapta, tot
la clădirea înaltă la care trebuie să ajungem noi, o să trebuiască să ne raportăm în cele din urmă. Și cum vezi impactul acesta al eclipselor la modul general, nu contează pe ce axă se petrec ele, pe plan relațional? Este o întrebare foarte vagă, foarte amplă, dar că tot vorbeam de mâna destinului și oamenii în general sunt interesați în principiu de, evident, relații. Da, pentru că omul este o ființă socială și provocările apar în relații, în relaționare, că așa noi cu noi în vârf de munte probabil că suntem minunați. Și da, asta este, cum să spun, marea noastră provocare în relații, fie că sunt relații de cuplu, relații cu părinții, cu copiii, la job, da, cu relații, zona relațională, dar noi prin relații ne autocunoaștem. Noi despre noi prin relații aflăm. Uh-huh, așa este. Și de aceea partea aceasta, zona aceasta relațională este o zonă care este de un mare interes, că prin relații noi evoluăm, creștem, ne luăm lecțiile. La mine vine să rămân tot așa cumva în zona asta de contabilitate, deci, pentru că, exact cum spui tu, corecție, și îmi place cuvântul corecție, vine și corectează și dă sancțiunea. Că, da. Dacă pe un moment de eclipsă nu-ți place, ai primit sancțiunea, dar tu te de bine. Pentru că, ok, te-a sancționat, ai plătit și pleci mai departe. Da, ai făcut pasul, adică ok, ai rămas tu fără benzină la cucuia ta în deal, dar la un moment dat ce faci? Împingi mașina aia, o tractezi, îi faci ceva și tot, adică ai luat momentul la minus, dar în cele din urmă ai pornit în continuare în călătoria eroului în fond și la urma urmei. Da. Nu ai cum să rămâi pe loc. Sau poți să rămâi, dar sperăm că nu este cazul. Bine, eu am simțit că diferența ce face? Bun, ți se descarcă un eveniment neplăcut. Bun, zic, ok, am primit sancțiunea, vine corecția. În momentul în care conștientizezi că corecția aia, s-o primești cu acceptare, cu recunoștință, da, recunoștință, accept și ca o eliberare, pentru că acel eveniment neplăcut vine și te eliberează, cumva aduce această contabilitate a creației cumva într-un echilibru. Uh-huh. Și de aceea, inclusiv evenimentele pe care noi le etichetăm ca fiind neplăcute, eu tot extraordinare le văd. Numai să nu intrăm în revoltă, să fim recunoscători, să mulțumim, da, mulțumesc, știi, când faci niște documente, vine autoritatea, îți dă amendă. Ok, am greșit, unde am greșit, cu ce pot să repar, plătesc amenda, așa, păi, cu bucurie, trebuie, cu recunoștință, da, mulțumesc și merg mai departe. Da, deja am învățat și știu unde am greșit, ca pe mai departe să nu mai repet greșeala. Deci asta, dacă ar fi așa, cum asta să spun, asta e situația ideală. Da, să o transpun. Dar cum lucrează omul care, uite, are frica asta foarte mare de suferință, că tot vorbim de Taur-Scorpion. Scorpion, ai o suferință acolo foarte profundă în unele marcaje, în unele hărți. Cum poți lucra cu partea de frică? Cum am văzut că noi frica ca umanitate o avem la nivel de ADN, eu totdeauna spun că rana primordială a umanității este separarea de creator, adică deja poate ajungem într-o zonă poate mult prea filozofică, mult prea profundă. Okay. Eu cu lucrurile acestea lucrez, oamenii care vin către mine sunt oameni care înțeleg ceea ce spun, rezonează cu lucrurile astea. Da, avem suferința, dar până la urmă umanitatea tot într-o suferință și mi-am pus întrebarea, bun, dar la ce servește până la urmă suferința, că tot drame și tot suferințe. Da, din nou, că dacă stai la, tot așa, apropo de fecioară, la analiză, cineva... O să găsești niciodată răspunsul, da, clar, corect, bun, concret. Dar uite, să zicem că o mamă de ce suferă? Suferă, dumne, că nu ascultă copilul. Ea ce face? Vrea să domine. Păi dacă, și de unde îi vine suferința? Pentru că ea este într-o relație de dominare cu copilul. De ce trebuie să-ți domini copilul, copilul ăla să asculte fix ce spui tu? Foarte că e falsă suferința. Adică... Da. Foarte interesant ce-mi spui. Chiar am avut o consultație cu o doamnă, mama unei fete. Fica marcată, fica cu pattern de scorpion. Deci, efectiv, e... Acum mi-a picat fisa. Doamna a influențat copilul să învețe să scrie cu mâna dreaptă, nu cu stânga, când era mic. Și copilul, care avea 40 de ani aproape,
Asta spunea și la vârsta respectivă, că nu a reușit să treacă peste momentul acela, deși era o persoană care studiază psihologie, tocmai ca să-și afle răspunsurile. Și încă era în starea asta de fight, de revoltă, mama acum schimbată total, cu toată dragostea și bunătatea față de copil și cu dorința de remediere. Și uite că primea partea asta de revoltă și de respingere. Pentru că în viață cu ce dai, cu aia primești, dar sunt convinsă că se vor echilibra energiile și se vor găsi la jumătate și mama fica, dar uite, vezi, a fost treaba asta de dominare, de neacceptare, pentru că un copil asta primește de la un părinte, că nu e destul de bun, că el dacă nu scrie cu mâna dreaptă, nu-i nu știu cum, că dacă nu face ca vecinul, nu știu ce face, sau de ce a luat X10 și tu ai luat 9,50? Păi normal, nu puteai să ieși și tu. Adică deja l-ai pus într-o stare de competiție, fără să conștientizezi. E foarte important să lucrezi cu latura asta psihologică. Știu și suferința asta, că dacă o întreb pe mama la momentul respectiv, domnule, avea o suferință că copilul, domnule, era în apă, dar nu scria și ca toată lumea cu dreapta, scria cu stânga, era ceva în neregulă, era suferindă. Mm-hmm. Apoi a dominat, a intervenit cu forța, intuiesc că așa s-o fi întâmplat, nu știu exact. S-a impus, a obligat copilul orice. A dominat acolo, da. Că doar suntem mm-hmm. autoritatea, da. Ei, da. Și automat că... Doamna era scorpion, mama. Așa, atâta dramă și suferință, când până la urmă lucrurile sunt o mare simplitate. Domnule, scrie cu dreapta, scrie, se înțelege, cu stânga, scrie, domnule, cu stânga. Un lucru banal. Da, un lucru simplu, atât marca. De simplu, da, da. Și de asta spun că la baza suferinței ce stă? Păi noi vrem să ne dominăm unii pe alții, să ne impunem. Că dacă noi am lăsat, domnule, hai să... Fim în acceptare. Hai să fim în acceptare, dar pentru mine cuvântul de dominare și de manipulare înseamnă voința mea să mi-o impun cu forța asupra ta, da? Și asta naște suferință. Eu prima dată sunt în suferință că ce să vezi, tu nu faci ca mine. Am reușit, am dominat. Tu ești suferindă că nu te lasă să faci ca tine. Și ce să mai vezi, că încălcăm și o lege divină, liberul arbitru. Mm-hmm. Hai să vezi și facem așa o chestie complexă și complicată, dar nu le mai desfacem. Da, și se ajunge să avem tot felul de... Ajungem să avem relații, să ne căsătorim, să facem copii și, de fapt, doamne, de ce nu e bine? Păi n-a fost, doamne, de la început bine, dar nu ai fost prea prezent să observi. Sau... Ai făcut compromisuri dintre astea, las că merge și așa, las că văd eu, îl schimb eu pe el din mers. Păi din nou dominarea în relație, din nou dominarea. Păi de ce te-ai dus să-l schimbi? Dar nu poți schimba pe nimeni, eu mereu, oameni, noi nu putem schimba alți oameni, un om se schimbă când înțelege el că e momentul să facă o schimbare pentru că nu-i mai folosește o anumită chestie. Eu nu te pot schimba pe tine și nici tu pe mine. Eu personal nu cred că pe mine mă poate schimba cineva sau pe tine altcineva. Pentru că n-ai cum să-mi încalci mie la nesfârșit liberul arbitru. Da, mă las eu dominată pentru că am un interes, dar cât va dura interesul ăsta ține și de relația în sine și n-are cum să dureze la infinit, pentru că eu n-aș mai fi cine sunt în relație. Adică ca să faci compromisuri foarte mari și în relații pe termen lung, îți pierzi partea asta de esență și nu văd sensul. Da, din nou, știi, relații și compromis, niciunul nu e bine, nici... Clar. Deci, niciunul din partener nu sunt în... Păi nu are cum. Da, dacă unul nu e bine, nu are cum să fie nici celălalt, pentru că trebuie să fie ying și yang. Da, e... Da. Sunt asta că m-ai întrebat de suferințe. Măi, lucrurile sunt extrem de simple și... mă rog, povestea asta cu suferinței, mă rog, ceea ce simt eu are la bază această dominare să ne impunem, și gravitatea, că da, o spun gravitate, cu toată responsabilitatea, încălcăm liberul arbitru și o lege spirituală și apoi ne mirăm de ce plătim. Păi cine încălcă legea nu plătește? Sancțiunea, amenda? Da, să vedem. Așa este. N-avem ce. Ce părere ai de relațiile karmice? Cum lucrezi tu cu ele? Lucrezi cu partea aceasta? Da, lucrez cu partea asta. Bun, încă o dată, la mine karma este legea cauze-efect, ce ai generat vine către tine. Și eu. În momentul în care, să zicem, bun, o relație karmică, nu vorbesc numai despre un partener de cuplu. Poate fi o relație karmică cu colega de servici, cu vecina, cu oricine, cu mama, da? În momentul în care apare un om, îl vezi pentru prima dată și e chestiunea, băi, nu te suport. Atunci e clar că e ceva, nu-i de acum, pentru că tu cu omul ăla nu ai avut nicio interacțiune, n-a spus decât bună ziua și atât.
Da. Da, și de acolo, pentru mine asta este un barometru de o relație care vine cu o încărcătură negativă de altă dată, pentru că stai să te gândești, măi, nu mi-a făcut nimic, nu a spus nimic. E clar că e ceva de altă dată. Personal mi s-a întâmplat două lucruri cu o prietenă foarte bună din momentul în care am văzut-o, deci nu se poate, doamne, mie nu-mi place fata asta de niciun fel. Cred că ea era mai maleabilă, eu săgetătoare acolo cu parte de cu pattern de scorpion, ea era peștișor, în fine, ea mai blândă sau cel puțin asta mi-arăta. Eu nu și nu, domne, mie nu-mi place de colega mea și am ajuns să fim prietene foarte, foarte bune. Bineînțeles că ne tachinăm pe treaba asta, că mă călca pe coadă cu niște lucruri și eu pe ea, evident că vorba aia, nici eu nu puteam să fiu mai prejos. Același lucru mi s-a întâmplat cu o altă colegă, o stare dintre asta de ne țineam la distanță, se simțea o tensiune între noi. În cele din urmă, pentru că și ea știe astrologia, am povestit și am zis, clar, e ceva karmic, dar hai să reglăm. Adică îmi place foarte mult partea asta de am înțeles, nu-mi place, dar hai să înțeleg ce e acolo. Să lucrez, încât am știut să lucrez, încât să, oamenii să ajung să țin sincer la ei. Păi da, pentru că nimic nu-i personal, la o primă interacțiune este o energie care s-a descărcat la un moment dat, ne întâlnim în viața asta, că ăsta este și sensul, după părerea mea, întâlnirilor karmice, reîntâlniri, ne întâlnim să facem altfel și dacă în alte vieți am generat niște energii negative, hai să facem altfel, hai să alchimizăm și să facem împreună lucruri frumoase. Ce bine ar fi să reușim să facem altfel cum am făcut eu cu prietenele mele și în relațiile amoroase, unde nu mereu este atât de ușor, sau de ce nu în relațiile cu părinții și acolo e mult de muncă, pentru este că în acea relație karmică, nu scapi niciodată. Cumva, bine, da, și prin călătoriile, când spun călătorii și introspecție, pentru că m-a dus viața și într-o profunzime, mi-am dorit să înțeleg profund lucrurile și am înțeles că tot așa din iubire, acum sunt teorii că ne alegem, că ne dă creatorul, pentru mine a rezonat foarte puternic creatorul, marea lui înțelepciune, la reîncarnare ne pune fix în familia cea mai potrivită. De ce am spus asta? Pentru că când auzeam că mi-am ales nu știu ce, aveam așa un sentiment de furie, de revoltă pe mine, pe bune, cum am putut să fac asta? Ce mi-a adus pace și liniște? A spus creatorul să vină aici. Am luat-o așa. Păi dacă el a spus să vină aici, înseamnă că e cel mai bine pentru mine. Și de aici am plecat. A, nu-mi place. Ok, cum să fac să-mi placă? Și de aici am început să lucrez relația și am înțeles că este o mare provocare. Da. Eu sunt și fiică, sunt și mamă la rândul meu. Când știi astrologie și mai suprapui hărțile și vezi niște lucruri, este o mare provocare și sunt în relațiile cu părinții, cu copiii noștri, au uneori o mare încărcătură karmică, da. Și o, cum să spun, este un test așa de înțelepciune și este o maestrie să armonizezi aceste relații. Și sunt cele mai importante pentru că cu ele vei rămâne, adică nu e ca și cum poți să renunți la părinți sau copii la tine, uite că ești mama, adică acolo clar e o lecție supremă unde trebuie să lucrezi, să reglezi și cred că poți să-ți iei din relațiile personale pe care le alegi, gen partener, iubit, prieteni, să înveți din relațiile acestea ca să poți să alchimizezi și relațiile cu părinții sau invers, dacă ești înțelept, o iei de la părinții, ce să mai, o discuție foarte vastă, extraordinar de frumoasă, sper că am oferit informații prețioase celor care ne urmăresc, ca o discuție despre coridorul eclipselor, despre eclipsele în sine. Aș vrea să amintesc că tot vorbeam de partea aceasta de relații karmice și ce se poate întâmpla cu relațiile în preajma eclipselor. Uite, am un exemplu, mi-a venit în minte de curând, eu am tot scris despre el prin 2021 și este foarte interesant de faptul că Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost foarte, foarte mulți ani în trecut împreună, acum vreo 20 ceva de ani. Mi-a rămas foarte clar în minte faptul că ei s-au împăcat în preajma unei eclipse în Săgetător în mai-iunie 2021, când, foarte interesant, trecea eclipsa, se suprapunea cu Marte-Neptun ca și conjuncție din harta lor și era și un Mercur retrograd, deci s-au pregătit să reia
acea relație care a fost foarte pasională și știm cât de mult s-au iubit ei și uite, ea chiar a declarat de curând că a scris un nou album, iar ea de când s-a despărțit de el nu a mai putut să scrie și nu a mai putut să se exprime în modul în care o făcuse până la 30 ceva de ani când a fost cu el. Ca să vezi ce impact poate să aibă și o eclipsă asupra unei relații de... de cuplu și ca atare vă recomandăm să vă uitați unde aveți axa Taur Scorpion, casele acestea unde aveți berbec balanță, pentru că pe axa Taur Scorpion mai aveți de lucrat până în iulie intens, iar apoi vă duceți cu schimbări și cu a integra ceea ce ați învățat în ultimii ani către berbec și balanță și sper să fim înțelepți și să nu ne grăbim, pentru că berbecul ne duce către partea asta de grabă, să luăm decizii. O să fie greu să negociem în următoarea perioadă, pentru că trece totuși nodul sud prin balanță, unde da. Casa 7 parteneriate vine cu negocierea, cum îți place ție să spui, să nu mergem către partea de compromis, să rămânem cu negocierea totuși într-o asumare de eu sunt, tu ești, hai să vedem cum mergem. Te-aș mai întreba așa, crezi în contractele sufletești pe planul ăsta relațional? Nu știu dacă le-aș numi neapărat contracte. Problema e și o chestiune cum ne exprimăm și cum există niște conexiuni, eu așa le-am numit, între spirite, niște conexiuni foarte, foarte puternice. În momentul în care ca astrolog suprapui hărțile, faci o hartă compusă, înțelegi că unii oameni sunt meniți să se întâlnească pentru anumite lucruri și poate de multe ori o relație de cuplu sau soție în spate, în profunzime, are altceva. Adică, bun, suntem aici în rol de soț și soție, însă în profunzime poate să fie și altceva. Cum ai dat tu exemplul acesta, într-o relație, o anumită femeie cu un anumit bărbat, acolo se întâmplă ceva, sunt, nu știu, alchimie pe care pe ea o ajută, pe el îl ajută. Dar poate din punct de vedere diferit. Da, da. Ea ca da. Să poată să experimenteze, de exemplu, o altă relație sau să devină mamă, el să devină un mult mai bun manager job sau te miri cum pot veni lecțiile către fiecare. Da, și eu mai numesc așa, că ai spus de... Da, există niște conexiuni foarte profunde și acestea ajung să transceadă, eu îl spun așa, știi, mai pragmat, unele fișa postului de soț și soție, dar e o profunzime în spate, este dincolo de acest rol, că până la urmă e un rol, rolul de soție, rolul de soț, rolul de mamă. Da. Pot fi niște relații de o mare profunzime care să transceadă rolul. Pentru că și în rol de mamă, în rol de fiică, eu am pe fiica mea cea mare, simt că este, cum să spun, dincolo de rolurile pe care le avem, eu profunzime. Da, eu bifez acolo fișa mea de rol, dar știu că este dincolo și este o conexiune dincolo de timp și de spațiu, pe care e o simțire și greu o pot pune în cuvinte. Te înțeleg, am aceeași relație cu fratele meu, nu o pot explica niciodată, dar e mai presus de orice și e de o profunzime de... Și este dincolo... O vie de alte vieți, dacă poți să zic așa. Că până la urmă ești pe rol de soră, rol de... Dar este dincolo de rol. Da, da, da. Da, eu așa le numesc, acele conexiuni de o mare profunzime care vin să transceadă rolul pe care suntem în viața asta. Da, așa este. Crezi că relația karmică este promisiunea unui suflet de a-și sau spirit de a se spirit de a se regăsi? Cum am zis tu, dacă eu karma văd așa, cauza lege efect, dacă eu am generat către tine, un spirit se reîncarnează, fie bărbat, fie femeie, am generat niște energii de frecvențe joase într-o altă viață, te-am făcut să suferi. Ne întâlnim în viața asta, acum nu neapărat să mă faci să sufăr, da. Ca eu să înțeleg, să intru într-un proces de iertare, de acceptare și eu văd că am, cred, asta e perspectiva mea, marea majoritate a relațiilor noastre sunt relații karmice. Aprob același lucru, spun și eu. Și nici nu trebuie să ne cramponăm că primesc foarte mult în consultații, da, am relație karmică cu el. Păi și cu ce te reține? Să ieși din relație sau să îți dai voie să intri în relație sau să-ți integrezi lecția? Cu absolut nimic.
Pentru că sensul evoluției este, sensul reîncarnării este evoluția, uh-huh. Și dacă, da, altă dată am făcut așa cum am știut, mi se dă, cum să spun, oportunitatea să fac acum altfel. Și uite, în viața asta nu-ți mai iau cap, în viața asta facem ceva împreună, dau un exemplu. Adică o energie și, oricum pe planeta Pământ au fost numai războaie, numai crime, numai drame și ne întâlnim acum să facem altfel. Ideal, nu ne mai este, dăm da. În cap, nu ne mai... Am trecut de epoca, de era, pardon, da. Adică, cum să spun, în momentul în care ieși dintr-un emoțional din ăsta patetic și vezi așa lucrurile într-o detașare, mie mi se pare că o foarte mare logică și coerență. Da, uite, pentru că ai lucrat cu tine, ești spirituală, ai citit foarte mult, ai învățat poate din munca pe care o depui în momentul când deschizi niște hărți, pentru că noi suntem canale către oameni, dar și noi învățăm foarte mult și ar fi culmea să nu înveți. Și e normal să evoluezi în fond și la urma urmei. Tu lucrezi cu eclipsele prenatale? Înainte de a te naște, te uiți pe... Ai obiceiul acesta de a te uita în harta cuiva să vezi dacă... Uite, cum ești tu pe eclipsă solară? Ai zis, te mai uiți? Lucrezi cu latura asta de eclipsă prenatală? Nu, doamne, știi, stai să... Eu am simțit să cer o consiliere la o doamnă astrolog. Am văzut-o și am zis, eu vreau consiliere. În secunda aia am scris. Și doamna spune, cred că știi că ești născută între eclipse... n-am zis nimic, adică am lăsat-o să-mi povestească și în momentul acela mie mi-a fost adus pe conștient importanța energiei eclipselor și ce înseamnă să fii născut pe o eclipsă, da. Dar a fost, să știi, ca și cum cineva îți face așa un duș cu apă rece, adică... Era okay, în fața ta. Era în fața ta și tu nu te-ai gândit să faci lucrul acesta. Și din nou mi-am dat seama, cum să spun, câte unghiuri așa oarbe și câte și cum învățăm în fiecare zi și cum, apropo de relații, ce frumos e să colaborăm, să... Până la urmă eu mă dusesem să solicit o consiliere și ce frumos e să ne dăm voie și să lăsăm informația să vină către noi. Da, fără să te duci cu ego ăla, că eu știu mai bine, mă duc doar să testez, să văd dacă știe. Du-te că o să primești o informație așa cum trebuie să vină pentru tine chiar. De acum o să mă uit. Deci abia și în dimineața asta am zis, măi, eu trebuie, a fost așa un trebuie, pentru că după ce am aflat informația despre mine, m-am conectat mult mai profund la acel moment și am înțeles, chiar dacă nu pot să-l spun eu în cuvinte, importanța eclipselor. Da, sunt momente de încărcătură energetică care ne marchează aparte, să zic, viața și trebuie să le dăm importanță. Nu contează că ești sau nu născut în preajma unei eclipse, nu contează ce fel de eclipsă, dar acestea sunt momente care pot aduce tot felul de descărcări, curățenie, intrat pe linia destinului, cum spunem noi în astrologie, adică vine viața și te pune în situații unde poți să crești și să evoluezi. Trebuie să vii și tu cu un pic de curaj și să mai spui și dacă vorba aia Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, dar sunt frumoase oricum, revenind la ce spuneai tu, revelațiile pe care le poți primi în consultații și mai mult de atât, să știți că și astrologii sunt oameni și merg și la alți astrologi în fond și la urma urmei, cum și terapeuții merg la alți terapeuți, este perfect normal și e minunat și așa ar trebui să facem cu toții și eu îi mulțumesc astrologului meu, știe el cine. Cristina, mi-a făcut mare, mare plăcere să ne găsim, a fost o discuție foarte frumoasă, efectiv a curs de la sine fără să stau să mă gândesc ce să mai întreb, cum să mai întreb, că uite, nu-mi vin ideile. Chiar mă bucur că ne-am regăsit să fiu în energia pe care ai adus-o tu și sigur ne știm de undeva, avem o relație karmică de bun augur, da? Este o conexiune cu siguranță și ce frumos lucrează energia eclipsei, pentru că nu de mult printr-o consiliere astrologică mi s-a readus prin informație, am fost reconectată cu energia eclipsei, invitația pe care am primit-o de la tine. Da, ce-i drept, m-am uitat eu acolo, hai să vedem aspectele, deschidem harta, hai să ne conectăm, hai să vedem ce e acolo.
Da, simt că este mult mai mult de atât și e minunat să fim prezenți în viețile noastre, este minunat să ne dăm voie să ne autocunoaștem. Practic știi că se va întâmpla ceva pe zona asta ta de carieră, astrologie, că trebuie să vii să apar, să ieși undeva și a venit invitația de la mine, din câte înțeleg. Știi cum e în momentul ăsta? Simt ceva atât de puternic pe care nu pot să îl exprim în cuvinte, pentru că prima dată e acea simțire, după care se așează și la nivelul planului mental, adică va înțelege și mintea, pentru că din nou balanța din mine, bun, am simțit, îmi dau voie să simt, însă am nevoie să înțeleg și mintea are nevoie de sens, de ordine, de ca să creăm echilibru între cele două aspecte ale noastre. Mulțumesc frumos că ai venit, mulțumesc frumos pentru informațiile faine pe care le-ai dat mai departe. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi, sper că v-a făcut plăcere discuția, lăsați-ne comentarii, vă răspundem cu drag sau scrieți-ne pe Facebook sau pe Instagram, o să dăm acolo tag și o să ne găsiți. Mulțumim mult de tot, seară faină! Zunivers Podcasts.